Da, din păcate, și o spun pentru că noi facem asta și avem soluțiile să ne descurcăm și fără neonicotinoide și alegem întotdeauna, din punctul meu de vedere, calea scurtă, Asta mai luăm o ce sunt derogare. neonicotinoidele, ce sunt? Niște substanțe care sunt tot interzise și noi tot luăm în fiecare an, dăm câte o derogare pentru care omoară albinele și care fac foarte, foarte. Dar asta de unde se iau? Ce sunt? Nu, Nu, sunt în produse. Nu, sunt în sunt un produse. conținut într-un produs. Și atunci, În produsele care nu sunt bio. fără bio, nu Ah, există. ok. Și alegem întotdeauna calea scurtă, mai luăm o derogare pentru un an. Acum am venit, mai luăm o derogare pentru un an, că este criza alimentară și ce facem. Și nu vrem să vedem imaginea de ansamblu, să vedem și să promovăm că se poate și altfel și să luăm calea, da, un pic mai complicată. Da? Trebuie să facem o informare, să ne implicăm cu toții, să venim să înțelegem ce înseamnă dezvoltare durabilă, ce Și beneficii vă. aduce solului, tot. Dar noi alegem varianta simplă, rapidă, mai luăm o derogare. Ceea ce vă dau un exemplu, aflarea soarelui la noi. Că au venit anul ăsta, nici nu mai mi-aduc aminte câți au venit cu albinele. Vă rog să ne lăsați să polenizăm aici. Că... A, da? Da. A, veneau cu Fac miere bio, albinele, da, da, vin lângă și voi? vin, da. Vin, îți cer voie, vin, se așează acolo și polenizează. Dar nu-ți Caută, creează probleme. nu te ajută foarte Te mult, nu-ți ajută. creează, te ajută la producție, dar din ce în ce mai puține culturi unde pot veni. A, serios? Da. A, deci ei vor să vină la culturi bio, ei nu pot să meargă Da, la pentru alte că culturi. aici există o trasabilitate și când scoți mierea bio, trebuie să fii într-o cultură bio. E un certificat, noi avem un certificat. Există o A, trasabilitate ce foarte bine frumos! stabilit. Vrem miere bio, unde ducem albinele să polenizeze dacă nu avem culturi bio. Și e un lanț între care se învârte și Dacă se ducem, scurge cuita asta. Ramona, te rog. Dacă ducem albinele în lanurile cu culturi mari, unde se folosesc aceste neonicotinoidele acestea, efectiv mor albinele. Da, Adică, da, le omoară, da. chiar? Da. Da, le omoară, da, sigur că da. Pe de altă parte, fermierii strigă că au nevoie de tot felul de inputuri pentru a îndepărta alți dăunători și pentru fertilitate și producție mai mare. Cei cu albinele nu pot să își instaleze stupii lângă aceste culturi, efectiv omoară albinele. Ori noi știm foarte bine că fără albine nici noi nu putem exista. Adică albina Sigur. are un rol foarte bine definit, ca să zic așa, în lumea asta. Și nu doar pentru că mâncăm mierea care e gustoasă și sănătoasă. Sigur, sigur că da.